George, care este teoria din spatele ideii de time management? Teoria este foarte simplă. Ne dorim să facem mai multe activități în același interval de timp. Dar eu am să vin cu o altă întrebare. Pentru tine ai nevoie de timp? Pentru pasiunea ta ai nevoie de timp? Pentru familia ta ai nevoie de timp? Pentru soția ta ai nevoie de timp sau soțul tău? Pentru mama ta ai nevoie de timp? Pentru tine ai nevoie de timp? Cred că teoria din spatele ideii de time management este cum reușești să faci calitativ fiecare aspect al vieții tale, în așa fel încât tu să nu fii exclus din acest segment. Cred că este vorba de timpul care îți rămâne și calitatea timpului care îl petreci pentru tine.